Conform legislației privind inspecțiile tehnice periodice pentru mașinile mai vechi de 12 ani, este nevoie anual de ITP. În acest context, deschiderea unei noi stații ITP în Halânga vine numai bine pentru șoferii grăbiți, care vor să scape rapid de procedura de verificare a mașinii, ce îi dă dreptul să circule pe drumurile publice. Inspecția tehnică periodică a mașinii dumneavoastră nu este numai o obligație, ci și o necesitate care vă poate salva viața. De câteva zile a fost dată în folosință o modernă stație ITP deschisă în Halânga, în vecinătatea Alfa Construct. Tipurile de autovehicule care vor putea efectua ITP-ul la stația din Halânga sunt camioane, semiremorci, remorci, autoturisme, autoutilitare, auto de teren. Administratorul societății și-a dorit o stație modernă pentru a oferi servicii la standarde înalte. Pentru funcționarea unei stații ITP trebuie respectate anumite exigențe impuse de Registrul Auto Român. În comuna Izvorul Bârzii, Halânga, s-a deschis o nouă stație de inspecție pentru efectuarea inspecțiilor la toate autovehicule. Vă așteptăm cu drag pentru a efectua inspecția autovehiculului noastră. Stația este construită după normele reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației prin inspecția tehnică. Programul de funcționare al stației ITP Halânga este de luni până vineri între orele 10 și 18, iar sâmbăta între orele 9 și 14. Programările se fac direct la punctul de lucru din Halânga sau la numerele de telefon 07 28 836 280 sau 0752 784 010.